Irod, pe atunci rege al iudeii, era supărat și îngrijorat totodată de puterea profetului pe care îl bănuia, că ar vrea să-i întoarcă pe oameni împotriva lui. N-avea curaj să-l ucidă, dar l-a aruncat în închisoare. Cum se apropia ziua de naștere a lui Irod, Salomea, fecioara care îi luase semințile, urma să danseze pentru el numai că aceasta l-a condiționat pe rege, promițându-i să danseze doar dacă primește în dar pe tipsie de argint capul profetului. Dorința lui Rod de a o vedea pe tânără fecioară dansând a fost mai mare decât frica de a-l ucide pe profet și așa a ajuns cinstitul cap al botezătorului pe tipsie în mâinile Irodiadei, Mama Salomei. Irod însă se temea că botezătorul ar putea învia cum de altfel se mai întâmplase, de aceea le-a poruncit ucenicilor să-i îngroape numai trupul undeva în Sebastia, iar capul a fost îngropat în curtea Irodiadei la mare adâncime. Se spune că după un timp soția unui drăgător al împăratului a dezgropat capul profetului și l-a îngropat la Ierusalim, în muntele Eleonului. În calendarul popular, ziua de 29 august este numită Crucea Mică. În trecut, oamenii care făceau păcate grele, furau, ucedeau, tâlhăreau ca să fie iertați, țineau un post foarte aspru, netrecut în calendarul ortodox, numit de la cruce până la cruce, adică de pe 29 august până pe 14 septembrie, când se sărbătorește înălțarea Sfintei Cruci. Tradiția spune că în ziua de 29 august creștinii. Trebuie să țină post negru sau aspru care sunt permiși doar struguri și apă. Nu se bea vin roșu, deoarece în credință acesta reprezintă sângele botezătorului. Nu se mănâncă fructe sau legume roșii și nici varză, pentru că pe varză ar fi fost tăiat capul profetului. De asemenea, nu se mănâncă fructe rotunde, nuci, mere, pepene, care au forma capului. În această zi nu se taie nimic cu cuțitul, totul se rupe cu mâna și nu se mănâncă fructe și legume în cruce, pepene și usturoi. Se mai spune că din acea Astăzi, începe și frigul toamnei, așa cum fiecare om este cuprins de friguri, de fapt frisoane, când află felul în care a fost să moară Sfântul Ioan Botezătorul.